De fapt, tot ziceam să spunem că i-am făcut Melisei un prank pe 1 aprilie. La mulți ani, Melisa! Melisa, pe ce dată ești născută? Toți întreabă! Premiul 1, Mircea! Ce frumos sunteți! Ionuț, nu-i dai floare! Unde vă porniți? Am venit ca niciodată la timp, chiar și mai devreme. Da. Nu începe concertul fără noi. Sala este arhiplină. Melisa și-a uitat trenciu. Da. Ce faci, gălăgie? Eu vezi lângă pe ta. Au nebunit al câmii de atâta primăvară. Dar vlogul nu se încheie aici. Mai urmează surprize. Apropo, toți cei care intră în sesiune, vă doresc succes. Vă dorim cu tati succes la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Republica Moldova. Bună dimineața, astăzi este ziua Melisei și aici am pregătit floricele. Le-ai ascuns bine, bine, Mircea, să nu le vadă Melisa. Și când să ne întoarcem, să le invităm. Când reveniți de la școală? Da, pa, eu plec. Salutare! Mircea dimineața și-a luat sticla cu apă la școală și ia priviți ce am observat aici. Are multe stimulente cu campion. Vai, Mircea! Le-am primit pentru că am făcut exercițiile campion foarte bine și chiar ieri am făcut două, pentru că am avut două probleme. Și tu le-ai găsit locul unde să le pui. Bravo, Mircea, bravo! Bine, succes la școală! Cine a ghicit e câtă, Matei? Despre tren? Ia să-mi scrieți în comentarii ce melodie și de cine este scrisă. Apropo, noi vrem să vă spunem ceva. Un lucru foarte frumos ce se întâmplă la Matei la grădiniță. Astăzi tu unde pleci cu toată grupa, cu toți copiii? Unde mergeți voi astăzi? Afară. Afară și după aceea? În grădiniță. Așa, și la biserică? Da. Ce să faceți? Atunci în biserică. Așa, vă duceți cu toți copiii la biserică să vă împărtășiți? Da, un lucru foarte frumos. Noi, familia noastră, apreciază foarte mult. Ne-au preîntâmpinat pe toți părinții că astăzi vor pleca copiii la biserică să se împărtășe în postul mare. Iar noi trebuie să semnăm dacă suntem de acord. Cei care nu pleacă la biserică rămân la grădiniță cu alt educator. Fie pleacă la biserică cu ceilalți copii, însă nu sunt împărtășiți, adică asistă. Este un lucru foarte frumos, încă o dată repet. Noi suntem impresionați. Dacă și la voi la grădiniță sau la școală se organizează astfel de ieșiri cu toți copiii, spune-ne și nouă să știm și noi. Orice biserică, orice religie. Chiar suntem bucuroși. Ce, tati, un nou job? Facem plinul? Habar nu am cu ce. Din cei care ne urmăresc, sigur știu că știți. Spuneți-ne și nouă care este cea mai bună motorină, ca să încărcăm și noi mașina. Tati habar nu are de care să pună. În Moldova, tati, de care era? Premium sau cum? Și după ce am făcut plinul, mergem la mall pentru 5 secunde și acasă. Să ne facem golul. Mergem să cumpărăm pastile, așa cum i-a făcut recomandare medicul. Tati, dai acolo o plasă plină de pastile. Este ceva? Schimbăm tactica și metodica. Apropo, tati mi-a mintit că zilele astea trebuie să facem totalurile la masterat. Mai am încă 2 zile de masterat, de lecții, la masterat cu studenții. Facem media și vin examenele. Apropo, toți cei care intră în sesiune, vă doresc succes! Vă dorim cu tati succes! Și să luați numai note bune! Mami, eu cât am fost la facultate, am avut parte doar de profesori excepționale buni. Nu știu cum sunt în România, dar în Republica Moldova sunt cei mai tari profesori. La fel de buni, tati, pentru că ai fost la conferințe. Unde am învățat noi. Da, la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Republica Moldova. Salutări! Și în alte partii sunt profesori buni, dar acolo sunt, scuze, cei mai buni. Ținem noi la noștri, nu? Da, pentru că oamenii tu acolo lucrez. Și cum așa, tati, noi la mall, fără Melisa, fără Mircea, Matei? Mami, cum noi așa la mall, cu pantaloni, fără centură și îmi cad pantalonii?
Ești fără centură? Am spus, purt mâniu, gheață, lâncal, lâncal pantalonii și așa, persilin foarte rău. Dar și tu, mami. Atunci, repede trebuie să ieșim de aici. Dar și mami are un hanorac cu o mică problemă. Nu de mult am lucrat cu niște... Am făcut curățenie generală în casă. Da? Și a curs peste acest hanorac. Nu, de altfel. Nou. Și deja ce vechi. A făcut, mami? Tati, hai nu arăta, tati. Uite ce ai făcut, mami. Colorat. Și mami a uitat că este cu el. Că mai are încă unul dintre astea. Și eu merg așa în partea asta. Stai, tati, dar nu e tău ăsta. Nu, mami, e tău. E distrus. Și eu merg în partea cealaltă. Ia să nu se vadă. Mami, mulțumesc pe ele. Pastile cu torbele. Cu sacul încă am cărat pastile. Cel mai important să ajute, tati. Sperăm să ajute. Mami, cel mai mult ce ajută e ceasul. E ceasul care îți spune pași, îți spune toate activitățile pe care le am. Tati, hai să vedem dacă este prăjituri de post. Nu, este când n-am voie. Hai. Tati, prăjituri brownie de post. Mami, cel mai important, cake, morcov, cărut. Gustav trebuie să fie delicios, tati. Și sănătos ar putea să fie. Și noi pentru prima dată că luăm de aici. Și de fiecare dată a fost gustos. Deja ai 2 saci. Din asta mai puțin ai voie. Cam deloc, mami. Doar decât că morcov. Morcov curat, proaspăt. Cum este prăjitura cu morcov? Încă n-am gustat-o. N-ai gustat-o. Dar nasul tău văd că a gustat-o. Melissa? Cu morcov? Da. Și Matei? Îți place? Treabă. Și Ionuț, ce faci gălăgie aici? Nu am dat pe ta. Ce e acesta? Papi? Avion? Salut, salut! Ce salut. Citești aici? Lumea din copacul depărtărilor. Și e interesantă cartea. Da. Dar ce ai aici, Mircea? Ce am făcut asta? La școală un iepure. A, vine. Deja este vacanța de Paști. Intrați în vacanță? Da. Și am făcut așa o surpriză vouă. Trage de această foiță. A, urechile! Salut! Iar eu am văzut că Mircea a adus ceva acasă. Diplome de merit la matematică și la limba română la Comper. Premiul 1, Mircea! Super, Mircea! Dă un cinci! Felicitări! Bravo! Noi ne mândrim cu tine și sperăm că în viitor tot așa rezultate să ai. Eu să mă strădă și o să învăț bine. Te sfătuiesc și pe tine așa să faci. Și iată așa, de ziua ei de naștere își face temele. Da. Melissa, pe ce dată ești născută? Toți întreabă! Spune adevărul! 6 aprilie 2012, la ora 4 dimineața. Da, și Melissa are 10 ani! Bravo! Felicitări! La ce faci temele? La matematică. Și mai mult? Nu, puțin. Pentru că urmează o nouă surpriză, Melissa! Tu nu știi unde noi plecăm, să-ți spun? Vrei? Mergem la un concert! Dar nu-ți spun mai multe detalii. Și iată aici avem 3 buchetiele, 3 băieții, care și-a cui? Matei, tu pe care vrei să iei? Acesta, Mircea? Eu zamilele, să cum se numesc. Așa, și Matei? Trandafirii. Tu trandafirii sau Ionuț trandafirii? Ionuț, hai ține aceasta. Hai să ducem la Melissa. Iar materii tradiționale la lele, care vestesc primăvara, adică ziua Melisei. Bravo! Haideam! Hai să mergem! Vă știți că Melissa face temele? Nu știu. Hai! Și băieții vin pe rând? Ce frumoși sunteți! Hai, temele! Hai! Hai, Matei! E primul! Melissa, la mulți ani! Mulțumesc! Oh, și floare în păr, stai! Așa, pe o parte? Vai, ce frumos! Mulțumesc! Wow, și ce mai spuneți, Melissei? La mulți ani! Să fii sănătoasă! Mulțumesc! Uite, și Ionuț! Hai,
Dă-i Melisa! Dă pupic lui Melisa! Hai toți câte un pupic Melisei! O îmbrățișare! Bravo! Ionuț, nu dai floare! Lui Melisa! Ionuț! Așa! Toate! Îți plac? Da, desigur! Și tot nu vrei să-l dai? Hai, dă-i Melisei! Bravo, Ionuț! Și iată așa, toți frumoși băieții, pe lângă Melisa. Matei, ce-i spune Melisei? La mulți ani! Ionuț, și toți pe la mulți ani! Melisa, vă aduc apă să punem florile? Da, dar stai, eu am o idee! Ce ziceți să ducem aceste flori la concert și să le dăruim? La concert? Ce frumos! Hai să le luăm! Unde vă porniți? La un concert? Hai că spunem poate deja frumos. Unde ne ducem toate, la cine? La cea mai mare? La Tudor Gheorghe! Maestru Tudor Gheorghe! Pugulița, să nu întârziem la concert, repede! Mami în față cu florile și toți copiii în spate! Pregătit, tati? Mami, nu e mult. Și ar trebui să ne grăbim. Melisa, am ajuns? Da. Hai să vedem dacă reușim. Acolo am văzut că este rând la intrare. Rândul e destul de consistent. Hai, Matei! Hai, mergem! Floricelele pe loc. Achităm parcarea și mergem. Tati, am venit ca niciodată la timp, chiar și mai devreme. Dar? Dar. Rândul cam așa. Mami. Și mai sunt toate. După ce am stat încă 5 minute noi. În rând, încă rândul încă s-a făcut mai mic. Nu începe concertul fără noi, tati. Hei! Pugulița! Și tati, sus! Uite aici, Melisa! Auditoriul maxim și noi urcăm mai sus, la loje! Hai să căutăm locurile noastre! Sala este arhiplină! Se vede bine de aici, da? Da! Mami a reușit și în câteva clipe se începe concertul. Atunci se începe... Iubiți prieteni, ascultați! Niciodată n-am făcut spectacole de drag de a face un spectacol de a mă arăta sau fie așa, nu. Vino și desprinde-ți din pieptul de fire și părul. Matei, ți-a plăcut aici? Dar ție, Mircea? Mami, eu adăt flori. Ai dat flori? Și Melisa, bravo! Hai să luăm pe Ionuț. Melisa și-a uitat trenciu și am revenit să luăm. A, iată-l! Ea a fost într-atât de entuziasmată că și-a lăsat haina. Și Melisa, ți-ai împlinit visul? Da. Ești bucuroasă? Astăzi mami s-a împlinit nu doar un vis al Melisei, ea foarte, foarte mult durea ca să meargă la concertul lui Tudor Gheorghe. Tot îmi spunea, că tati, am văzut afișcă, este Tudor Gheorghe, este Tudor Gheorghe, Tudor Gheorghe. Și noi am spus că, uite că, noi de fapt cumpărasem biletele mai înainte și i-am spus ei că, hai să verificăm, dacă găsim bilete, atunci vor fi. Atunci le luăm. Dar noi știam că deja s-au finisat în prima săptămână. Și Melisa când vine la noi, zice, vrei să mergem la Tudor Gheorghe? Da, vreau foarte mult. Ne uităm. În calculator, privim locurile disponibile,
nimic. Ioc. Totul cumpărat. Da. Dar a fost o farsă. De fapt, tot ziceam să spunem că i-am făcut Melisei un prank. Pe 1 aprilie am chemat-o și am întrebat-o dacă vrea să meargă la acest concert. Ea a zis că două, sigur! Iar permanent arăta lui tati afișele și tot arăta, uite că e pe 6 aprilie, de ziua mea de naștere. Și tati a făcut prank-ul, a zis că nu mai sunt, nu i-a spus. Tati nici nu i-a spus în ziua aceea că într-adevăr ai bilete pentru ea, i-a spus abia de ziua ei de naștere. Știu, oare. Iar acum ce o spun, nu o spun de laudă, ci din punct de vedere statistic. Canalul nostru este de YouTube, este printre primele, cele mai privite canale românești. Iar canalul lui Tudor Gheorghe este cel mai privit canal de YouTube în casa noastră. Da, da, de multe ori auziți în vlogurile noastre cum fredonăm melodiile domnului maestru. Au nebunit al cămii de atâta primăvară. Dar vlogul nu se încheie aici, mai urmează o surpriză. Fugulița în casă. O surpriză, mami? Da. Ce faci, Matei? Ce fost asta, mami? Surpriza Melisei. Bravo, Matei. De care ziceam afară. Ce ai făcut, Matei, aici? Hai. Chiar dacă e început de Matei... E finisat, e tati. Am vrut să zic suflă tortul. Suflă lumânările și după aceea gândește-te la o dorință care să-ți se îndeplinească. Și ce dorință? Wow! Se va îndeplini, mami, că am făcut-o din prima! Super! La mulți ani, Melisa! La mulți ani, Melisa! Și a venit cea mai mică surioară să o felicite pe Melisa! Salut, Mia! La mulți ani, Melisa! Uite că a venit și eu cu vă la... Da! Frumușica bombonica, două frumușele!